Consilierii județului Tulcea au aprobat de la începutul anului includerea în circuitul agricol a peste 5300 de hectare din delta Dunării. Acestea au fost amenajări piscicole și sunt administrate de autoritatea județeană. Ultima decizie de acest fel a fost adoptată în timpul ședinței ordinare și a vizat introducerea în circuitul agricol a unei suprafețe de 700 de hectare din rezervația biosferei delta Dunării, situată în amenajarea piscicolă Litcov, scrie Agerpres. În urma aprobării acestei decizii, suprafața introdusă în circuitul agricol de către consilierii județeni în acest an ajunge la aproape 5400 de hectare. Renunțarea la piscicultură în favoarea agriculturii este una din deciziile cele mai criticate de-a lungul timpului, fermierii din Delta preferând să facă agricultură, în contextul în care în acest sector se acordă subvenții europene.